Ieșea băiecul? Da, fix pe acolo, un pic mai încoace, un pic mai încoace a fost. Și mai în dreapta. Mai încoace în dreapta și pe lugar? Da, da, da. Fix în direcția asta, fix aici în direcția asta, un pic mai încoace a fost. Lădut? Un pic, un metru, doi metri mai încoace a fost. Viață luată de ape. Un tânăr de 23 de ani a mers joi să se răcorească cu câțiva prieteni la un iaz din satul Rădenii Noi, comuna Frumușica. Prietenii lui au observat la un moment dat că băiatul s-a scufundat și nu mai iese la suprafață. Inițial au crezut că tânărul face o glumă, dar când și-au dat seama că s-ar fi putut înneca, au sunat la 112 și au solicitat ajutorul pompierilor. Pompierii botoșeneni au fost solicitați joi după amiază să intervină pentru a recupera trupul neînsuflețit al unui tânăr care a dispărut în apele iazului Nacut de pe raza comunei Frumșica. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu barcă și accesorii specifice de căutare. În mai puțin de jumătate de oră, trupul neînsuflețit al tânărului a fost găsit în locul unde a fost văzut ultima dată în viață. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă scăldatul doar în locuri special amenajate și autorizate.